cinstiților creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Un sobor de preoți și întreaga suflare a comunei dâmbovițene Gura Ocniței s-au adunat miercuri 19 iulie pe dealul Crucii pentru a participa la manifestările prilejuite de prăznuirea Sfântului Proroc Ilie. Acolo a fost așezată în urmă cu 2 ani cea mai înaltă cruce din județul Dâmbovița, cu o înălțime de 21 de metri. Iubiți frate, întru Domnul, îi dau slavă de Dumnezeu că m-a vrenicit să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră și să particip împreună cu colegii mei la această sfințire sau resfințire de cruci. M-am dus cu gândul la statul unde am fost de o tinerețe ai mele, preot la Stoienești. Stoienești e legat de numele Mihai Viteazu, care la 1595, după lupta de la Călugăreni, și-a așezat tabra acolo, iar enureașii de astăzi au ridicat acolo într-un dâmb o cruce tot în acest stil, unde se merge tot așa pe ocolite. Dumneavoastră știți că totdeauna bine credincioșii noștri creștini au ridicat astfel de cruci, mai ales troițe, la răspântii de drumuri, în câmpuri. Și pare rău că cei care suntem la cei din Săcuieni și din Adânca n-am refăcut troița sau crucea lui Petrică Sândulescu, care exista între Adânca și între Săcuieni. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu! Această troiță este Troița Păcii. Deci în această comună va fi pace. Pe locurile unde sunt înălțate aceste troițe, Dumnezeu are grijă ca să fie bine la localitățile respective. Acum de curând am mai sfințit încă o troiță în localitatea Crețeni, lângă Drăgășani de Vâlcea. Este a 7-a troiță pe care o fac. Mulțumesc pe această cale domnului primar, mulțumesc credincioșilor, mulțumesc părinților preoți că au participat alături de noi la acest eveniment. Gura Ocniței sărbătorește astăzi ziua comunei și hramul Sfântului Ilie, iar spre seară Sfântul va veni în carul cu foc, este deja la a treia ediție. Vreau să fac trimitere la această Troița Păcii, care este jertfă și monument de însemnătate istorică de la 313, de când Constantin cel Mare a văzut semnul pe cer și simbolizarea izbândei și a victoriei. Așa că și noi aici, în Gura Ocniței, pe acest deal al Crucii, astăzi, la sărbătoarea florilor de câmp, suntem strânși cu mic, cu mare, spre a aduce o ofrandă, o bucurie, să o trăim o bucurie de acest hram al prorocului Ilie. Cel mai așteptat moment al sărbătorii a fost cel în care Sfântul Proroc Ilie și-a făcut apariția într-o caleașcă, însoțit de un alai pe măsură. Manifestați-vă bucuria! Filmăm încă o dată ce înseamnă scânteia pe care a adus-o Sfântul Ilie. Pentru că în copiii din comună eu vreau să aprind un foc. Să meargă pentru dezvoltarea lor ulterioară, să aprindă talentul pe care l-a dat Dumnezeu în fiecare copil. Localnicii s-au bucurat și anul acesta de sărbătoare și odată cu ei cei veniți de departe pentru a-l vedea pe Sfântul Ilie. Ce mi-a plăcut aici, organizarea, ce să vă spun, și asta, la urmă tot carul ăsta alegoric care a venit cu lumini. Și în toți anii aceeași tradiție este. De Sfântul Ilie. Astăzi e ziua comunei Gura Uniții și mâine Sfântul Ilie. Normal ar trebui să aducă ploaie. Ploaie. La noi aici n-a mai plouat de ceva timp și ar fi binevenită dacă ar veni. Da. Să sperăm ca Sfântul Ilie să ne asculte rugăciunile care le-am făcut. Programul primei zile s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii, dar sărbătoarea a continuat și în ziua următoare.